Știu că în state, mai ales în state, păi filozofia asta zice, a, ești, ai făcut un business, da? Acolo, cu alte cuvinte, dacă nu ai băgat în pere, dacă n-ai îngropat, dacă n-ai falimentat măcar două, trei business-uri, dar unde la ei business este că la un dat și-a luat o mașină de tuns iarba și i-a dat, a tuns iarba în cartier, da? De ce ai un business? Ai DBA-urile alea, le faci cu $10, mai există DBA-urile? Nu cred. Doing business as, erau pe vremuri. Și zice, nu ești om de afaceri, nu ești businessman dacă n-ai falimentat câteva afaceri. Și aici o să te întreb imediat. Cred că o afacere, apropo de scopul higher purpose, da? de scopul superior, cred că fiecare dintre noi are câte ceva de făcut. Și cred că și la firma mea sau și altora, la un moment dat muncești, îți faci treaba, la un moment dat ți-ai terminat misiunea, apropo de higher purpose, după care fie intră în faliment, nu-ți mai plătește ăla de așa, fie poate este rândul altuia, ca pe jucăria pe care tu ai construit-o, să facă treabă. Și aici știu că tu te ocupi de așa ceva. Mi te-au lăudat prietenii de la Camera de Comerț. Poți să ne povestești în două vorbe despre asta? Apropo de Împreună pentru Natură și de o păstrare a continuității și o preluare a resurselor în loc să le creezi din nou. Da, sunt două proiecte la care țin foarte mult. Unul este cel cu Rotary și al doilea este cel care l-am început cu Camera de Comerț. Vrem să conștientizăm și să... Bine, am făcut o platformă, e mai mult decât atâta, deci... Cum se numește? Site-ul nostru se numește trade-x.ro. Trade-x.ro. Da. Okay. Brand-ul este TradeX și atunci și site-ul e aproape la fel cu un minus, înainte de X. Ok. Deci o firmă în America, o afacere în America se vinde în medie odată la 8 ani. Deci cam 80% se tranzitează. Nu... Bine, americanii sunt și ei care zic că dacă stai mai mult de 3 ani la un angajator, ai murit de mult. Da. Ok. S-a constatat că de fapt și ciclul de angajare undeva top acolo este la 6, 7, 8 ani. În state. În general, okay. Se pare că și în Europa cam același trend este. Și atunci, nici cu o firmă nu stai pentru totdeauna. O începi, o dezvolți, eventual o cumperi și o ridici la alte culmi dacă poți, dacă nu o ții la același nivel cum ai cumpărat-o. Și undeva la câțiva ani o dai mai departe, altcuiva să se bucure de ea. Orice plan de afacere are ultimul capitol care se numește strategia de ieșire. Și este băgat în acel plan de afacere care îl faci la începutul afacerii pentru că trebuie să gândești toată firma de așa natură că la un moment dat o vinzi. Și am comparat de multe ori, e puțin greu de digerat conceptul ăsta pentru noi, pentru românii, că noi tot am fost, și se vorbește foarte mult de startup-uri, de antreprenoriat, deci și media susține ideea că totul trebuie început, totul trebuie început, tot ridică mingi în aer, dar la un moment dat o să avem prea multe mingi în aer, deja mi se pare că sunt cam multe în aer. Și atunci cred că trebuie să începem să ne gândim la afaceri ca la o mașină. O mașină, o iei, ți se pare deosebită, e ultimul X care vrei sau Q, nu știu, e la modă, și o iei, o ție o vreme, dar la un moment dat nu-ți mai place și o dai mai departe. Când o dai mai departe? După ce a bubuichiul, lasa și are de vreo două cauciucuri furate? Normal că o dai când merge, când are un kilometraj care îți permite să o vinzi cu un preț acceptabil și îți iei altă mașină, bineînțeles. Cam așa este și cu afacere. Deci până este funcțională, până este bună, până generează un profit, se vinde. Nu după aia când o vinzi pe la valoarea activelor. Și atunci o dai pe piesă de schimb, la fel ca o mașină. Deci sperăm că în timp o să reușim să implementăm această gândire în mintea românilor și să începem să tranzităm și vânzări, cumpărări, afaceri. Care e rolul vostru și care e rolul tău? Deocamdată, una dintre lucrurile care facem cât mai multe seminarii posibile în care să conștientizăm acest fenomen. Cum ziceam, avem un birou permanent în cadrul Camerei de Comerț, avem ceva zeci de afaceri la vânzare deja, lucrăm cu broker, care eu i-am trăinuit, fără să încerc să mă sui pe vreun piedestal de vreun fel,
Și sunt optimist că și acest lucru la un moment dat va fi conștientizat și ajută foarte mult economia unei țări să faci acest lucru. Este ca și cum tu tot consumi energie să începi un business, îl ții cât poți, câtă energie ai și după aia la un moment dat trebuie să te mulți în alt oraș, vrei să iei la pensie, divorțezi. Sunt zeci de motive pentru care un business trebuie trimis mai departe al cuiva. Noi îl băgăm în faliment sau, nu știu, ne luăm mâna de pe el. Nu, la acel moment cineva poate să-l ia și să-l ridice la alt, în alt nivel sau măcar să-l țină acolo. Deci este foarte multă energie și bani pierduți în economia unei țări prin a nu face acest lucru. Și Germania de vest, Europa, Uniunea Europeană are foarte multe programe de implementare pentru transfer afaceri, pentru că și ei știu de acest lucru. Și voi știți să vă ocupați și vă ocupați de aceste finanțări, de aceste programe de implementare a filozofiei pe care ai descris-o? Cu finanțările deocamdată nu putem să finanțăm decât afacerile care sunt cu o valoare imobiliară. Okay. Pentru că băncile deocamdată nici nu prea vor să dea pe active intangibile. Deci, și de cele mai multe ori valoarea unui business e din activele intangibile. Și atunci încercăm să facem tot posibilul, dar este un început. Cum colorăm hainele în domeniul ăsta? Adică aici, de exemplu, este chiar îmi vin numai cuvinte de la de cartier. Nu sunt cea mai bună zi azi. Cultura românească care zice că trebuie să ai o casă și de cele mai multe ori la care a construit-o lua și moare acolo pentru că asta e casa mea, bă! Așa este. Deci la nu pleacă din casa lui măcar că se îmbolnăvește și au plantat aia antene de la toți furnizorii de telefonie mobilă și face cancer și crapă. Da? Nu pleacă de acolo. Asta este filozofia și în ce privește business-urile. Bă, ăsta e business-ul meu, bă, eu l-am făcut aici, bă, eu l-am făcut prima cărămidă, tu cine ești? Da? Cum crezi că o să poți schimba asta? Mai avem un minut. Suntem niște oameni pragmatici și o să înțelegem că sunt foarte multe avantaje să cumpere un business, nu să-l încep de la zero. Vânzătorii au înțeles deja, deci în experiența noastră de câteva luni de când am pornit acest program, avem vânzători care vin și ne bat la ușă. Va mai dura un pic și vor veni și cumpărătorii. Ok, asta e un lucru bun. Ne pregătim să încheiem. Vreau, te rog, spune-ne dacă cineva vrea să dea de tine. Cum? Voi sunteți găzduiți la ora asta de Camera de Comerț sau sunteți independenți? Suntem în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Ok. Deci te găsește pe tine acolo, da? Și pe trade-x.ro. Da. Ok. Bine. Unde avem foarte multe informații. Avem chiar și un calculator de evaluare unei afaceri foarte bine pus la punct, da. Ok. Dan, îți mulțumesc că ai făcut tot drumul ăsta. Apropo de Țara Românească, e foarte fain. Știți cât a făcut omul ăsta din Brașov? 4 ore fără un sfert. Dacă vouă vi se pare că asta e o țară faină în care chiar să... Hai să rezistăm, hai să vedem. Cine poate mai mult? Cine dă mai mult? Hai, când o să facem 5 ore până în Brașov? Îți mulțumesc că ai făcut tot drumul ăsta până aici. Și sunt sigur că o să ne mai revedem. Și eu îți mulțumesc mult. A fost o seară deosebită. Mersi. Mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă rog, luați-o ca temă de casă. Cine sunteți voi? Ce vreți de la viață? Și cum putem să scoatem țara asta din românismul în care se scaldă? Mulțumesc colegilor din regie și zău, mai rămâneți încă o oră alături de mine și de soția mea, în care eu o să o întreb pe ea și zău o să-i pun întrebări pe care nu le-aș întreba în mod normal și sunt sigur că o să-mi dea răspunsuri pe care nici nu le-aș căpăta în mod normal. La revedere!